Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru duminică 31 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Încă o dată avem doar arcane majore. Hai să vedem. Pe partea de dragoste avem Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Această carte a mai ieșit ca energie pentru situația de dragoste și marți, pe 26 ianuarie. Prin urmare, gândiți-vă ce evenimente, ce oameni au apărut în viața voastră marți, ce s-a întâmplat marți pe partea asta de dragoste în relații, pentru că lucruri similare pot să revină în atenția voastră și astăzi. Steaua per total este o energie foarte frumoasă, foarte pozitivă. Este steaua voastră norocoasă. Orice vă doriți se poate împlini în această zi. Aceasta este și cartea miracolelor, a dorințelor împlinite. Pentru aceia dintre voi care vor să se împace cu un fost partener sau parteneră, există posibilitatea pentru această împăcare. Pentru cei singuri, există posibilitatea să vă întâlniți partenerul sau partenera ideală, sufletul pereche. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, steaua aduce foarte multă împlinire, puteți să construiți împreună viața pe care vă doriți. Dar este foarte important ca cei doi parteneri să fie sincronizați, să fie în unison, să aibă țeluri, aspirații, dorințe similare. Pentru că dacă viziunea voastră asupra vieții diferă radical față de viziunea partenerului sau partenerei voastre, e posibil ca amândurora să vi se împlinească dorințele și să creșteți în direcții diferite. Prin urmare, aveți foarte mare grijă aici. Cu steaua este important să comunicați cu partenerul sau partenera voastră, să vă sincronizați, să ajungeți pe aceeași lungime de undă. Și da, în acest mod, când cei doi parteneri au aceeași viziune, aceleași dorințe, puteți într-adevăr să realizați orice vă doriți în relația voastră. O energie foarte frumoasă, foarte pozitivă, sunt foarte bine aspectați vărsătorii, cei care aveți ascendentul sau luna în vărsător, dar și toate persoanele care sunt îndrăgostite de un vărsător sau o vărsătoare. Pentru toată lumea, pe partea de dragoste, veți avea parte de o zi foarte frumoasă, de o zi magică, de experiențe magice. Profitați de această energie, a apărut pentru a doua oară în această săptămână. Hai să trecem mai departe. Pe partea de sănătate avem Diavolul, cartea care în tarot reprezintă zodia Capricornului. Această carte reprezintă închisoarea emoțională pe care ne-o creăm singuri în mintea noastră și ne aduce aminte că noi ne facem singuri prizonieri acestor gânduri negative. Uitați-vă la acest om, cât de ușor ar fi să scape din această spirală descendentă dacă ar avea încredere în forțele proprii și ar păși în afara vortexului. Uitați-vă la această bufniță, simbolul înțelepciunii, care este atât de tristă și atât de prinsă în propriile probleme încât nu-și dă seama că această colivie în care este închisă are de fapt ușa deschisă și ar putea foarte ușor să evadeze, să se elibereze din această energie. Această carte ne aduce aminte că noi ne creăm singuri propria realitate și că este foarte ușor să ne schimbăm această realitate. Trebuie doar să facem alegerile corecte, să facem alegeri diferite față de cele din trecut. Prin urmare, pentru toți cei care vreți să vă îmbunătățiți starea de sănătate, răspunsul este foarte simplu. Trebuie ca de acum înainte să faceți alegeri diferite față de cele din trecut. Puterea este în mâinile voastre. Aveți liberul arbitru. Folosiți-vă de acest dar divin. Folosiți-vă de această posibilitate de a vă schimba obiceiurile, gândurile și o să vedeți că toată viața voastră o să se schimbe în consecință. Diavolul este și o carte de alegeri și este foarte important să
recunoașteți în primul rând că sunteți liberi să faceți propriile alegeri și că sunteți responsabili de consecințele alegerilor pe care le faceți zi de zi, clipă de clipă. În momentul în care conștientizați acest lucru, o să conștientizați și câtă putere aveți în mâinile voastre. Nu ezitați să faceți schimbările care sunt necesare, analizați-vă foarte atent viața, sănătatea, destinul, ce v-a adus în punctul în care sunteți acum și ce puteți să modificați începând de azi. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Analizați, acționați, luați din nou în mâinile voastre responsabilitatea destinului vostru. O energie foarte frumoasă pe partea de sănătate, pentru că vă dă posibilitatea să vă eliberați de tiparele toxice din trecut și să o luați de la capăt. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia Scorpionului. Aceasta este o carte de transformare, de finaluri care duc către noi începuturi. Aici sunt niște lucruri karmice care se întâmplă, lucruri care vă sunt sortite și pe care nu le puteți influența. Este foarte important că atunci când aceste finaluri vin în viața voastră, să nu vă lăsați prinși într-un ciclu negativ de regrete, să nu încercați să vă luptați cu inevitabilul, pentru că aceste schimbări sunt pentru binele vostru. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să se schimbe activitățile pe care le faceți la lucru, colegii din echipa voastră, superiorii. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să schimbați locul de muncă. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să schimbați orașul, țara în care locuiți. Nu o să fie schimbări ușor de digerat, dar o să fie schimbări pentru binele vostru. Și este foarte important să nu vă luptați cu curentul, pentru că o să vă dați seama în timp că aceste schimbări erau cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru voi. Trebuie să înțelegeți că lumea evoluează cu o viteză incredibilă, că anumite joburi, anumite activități care astăzi par indispensabile, peste un an, doi sau zece, s-ar putea să nu mai existe deloc. Prin urmare, când apare această ocazie de a vă reinventa în plan profesional, este foarte important să o luați, să fiți entuziasmați de această ocazie, să nu o priviți ca pe o corvoadă, ca pe un lucru negativ, pentru că toate aceste schimbări, toate aceste modificări sunt doar modul prin care Universul comunică cu voi și vă transmite că e momentul să faceți o schimbare, pentru că dacă continuați pe acest drum pe care sunteți, mai devreme sau mai târziu o să ajungeți la o fundătură de unde nu o să mai aveți cale de întoarcere. Acum sunteți încă în momentul în care aveți intersecții în fața voastră și puteți să o luați la dreapta, la stânga, puteți să pivotați către alte domenii de activitate, către alte industrii, către activități și specializări în cariera voastră care să vă asigure stabilitate pe termen lung. Poate voi încă nu vă dați seama că traiectoria pe care sunteți este o fundătură, dar Universul vede lucrurile la scară macro, Divinitatea vede întregul vostru parcurs, nu doar ziua de astăzi. De aceea este foarte important să acceptați aceste semnale de alarmă pe care Universul vi le trimite și să implementați în viața voastră de zi cu zi aceste lecții de schimbare și de transformare. Cei care refuză această schimbare, cei care refuză transformarea, vor fi taxați în viitor. Și înainte să finalizăm etalarea pentru ziua de azi, hai să scoatem și un card de înțelepciune, să vedem care este mesajul pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să vă uitați și la etalările pentru fiecare zodie în parte, pentru luna februarie. Sunt niște videouri în care am îmbinat astrologia cu tarotul, v-am făcut și horoscopul lunii februarie și câte o etalare sumară pentru luna februarie. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Mesajul pentru această zi este următorul. Mă iubesc și mă accept chiar în această clipă. Sunt în procesul de a deveni cel mai bun prieten al meu.
persoana cu care mă bucur cel mai mult să fiu. Un mesaj foarte frumos pentru finalul lunii ianuarie, pentru ultima zi din luna ianuarie. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!